Musicalul Next to Normal, care va avea loc pe 29 octombrie la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Cum se desfășoară repetițiile și cât de emoționați sunt actorii să se revadă cu publicul într-un final, ne spun Anca Florescu și Victor Bucur. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, bună ziua! Și hai să începem prin a povesti puțin despre spectacol, despre ce este, care e povestea spectacolului? Spectacolul este despre o familie. Este o poveste sensibilă și frumoasă despre o familie care trece prin niște probleme. Și este un spectacol aparte pentru că personajele noastre cântă. Își cântă povestea, își cântă suferința, pentru că personajul central, Diana Goodman, suferă de depresie bipolară și familia încearcă să facă față acestor probleme ale mamei. Și vedem astfel relația dintre ea și soțul ei, relația dintre ea și fiica ei, cum au făcut, de fapt, despre că problema a plecat de la o problemă pe care, de la o situație nefericită din viața Dianei, peste care ea nu a trecut. Personaj interpretat de Anca, cum ți se pare să joci rolul principal în această partitură? E dificilă, totuși, e complex. E o experiență minunată, în primul rând, pentru că am avut susținere din toate părțile, plecând de la distribuție, cei din orchestră, directorul muzical, cabinele și au fost emoții foarte mari la audiție. Eram absolut convinsă că nu o să se întâmple. Și a fost o surpriză mare. Este o surpriză, primesc tot felul de cadouri de la domnul de sus. Este o călătorie neîntreruptă, pentru că de fiecare dată se adaugă câte ceva. La fiecare spectacol se adaugă câte ceva. O să avem surpriza ca pe data de 29 octombrie să-l avem în rolul lui Dan pe Victor Bucur. Da, și mie îmi plac noutățile și îmi plac surprizele de genul ăsta. Este extrem de interesant pentru că suntem diferiți și pentru că de fiecare dată diferențele ne cresc. Te regăsești în vreun fel în personajul principal, Diana? Îmi amintesc. La un moment dat, da, m-am regăsit. Au fost momente destul de dificile și la mine. Și bineînțeles că experiența de atunci m-a ajutat să adun în scenă ce se întâmplă acum. Victor, ca regizor, cât de mare a fost provocarea să pui în scenă o poveste foarte complexă? A fost o mare provocare, dar a fost o plăcere, o călătorie superbă, pentru că am găsit niște oameni absolut minunați, actorii din distribuție, cu care ne-am jucat, am descoperit, am căutat adevărul, de fapt, deși este un musical și lumea când se duce la musical, de obicei se gândește că musical e ceva așa, fake, ceva de entertainment, ceva de suprafață. Ori acest musical este unul aparte pentru că este despre sentimente și despre subiecte foarte sensibile și asta am căutat, de fapt, să dăm... Ți-a făcut treaba un pic mai grea. A fost un pic mai greu, într-adevăr, că era simplu să facem, să zâmbim și să facem dansuri, dar, mă rog, nici asta nu e foarte ușor, e foarte greu să faci musical, pentru că îți cere multe date de la actori. Trebuie să cânte foarte bine, să stăpânească jocul foarte bine, vocea foarte bine. Iar în acest spectacol, că întrebați pe Anca acum cum îi este, ea are de cântat 27 de numere muzicale, unul după celălalt. Se cântă în continuu. De fapt, este un spectacol în care se trece din cântec în cântec cu foarte puțină proză. Și a fost o provocare, dar credem noi că e o provocare la care am răspuns cu brio. Vorbim despre o poveste dureroasă, dar prezentată cu optimism și aș vrea să vă întreb ce credeți că o să învețe publicul după ce vine să vadă spectacolul? Scopul teatrului este de a pune lumii oglinda în față. Spectacolul nostru face parte și dintr-o campanie de conștientizare. Se referă la persoanele care suferă de bipolaritate și care, din nefericire, sunt în număr tot mai mare. În număr tot mai mare și în rândul tinerilor. Și este foarte important aici susținerea familiei, tratamentul. E o perioadă de trecere până la tratament în care familia are un rol extrem de important. Și de fapt asta ne dorim cumva cu acest spectacol, de asta am vrut să-l aducem în România, pentru că am vrea ca publicul să înțeleagă mai ușor simptomele care apar atunci când treci printr-o depresie, mai ales acum în situația în care ne aflăm, teribilă, pe care o trăim cu toții, e foarte ușor să intrăm în zona aceea fără să ne dăm seama. Și atunci spectacolul nostru vorbește despre asta deschis și sperăm ca publicul care participă să înțeleagă mai ușor cum se manifestă, de fapt, și cum pot identifica semnalele. Avem ocazia pe 29 octombrie să mergem la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Mulțumim frumos că ați venit în platou. Mulțumim și noi pentru invitație. Cu noul spectacol.